Ultima dată când a descris 50 de creaturi, am primit White Zomba. Eram plictisit, mă uitam la profesioniști cum joacă în campionat. Și ce am zis? Hai să deschid 50 de creaturi, că și așa n-am ce face, mă plictisesc. Și mi-a să White Zomba. Și am avut o reacție asemănătoare. Da, ți-a plăcut, nu? Și astăzi e timpul să-mi o revanșa. Eu m-am primit Infinium, tot Titanium White, dar sunt blocate și că le-am deschis cont de crypto. Na, ghinionul meu. Poate iau Titanium White Draco sau un Mystery Decard. Cine știe. Ar fi fain. Mai știi? Așa că, hai să deschidem. Să vede ce noroc am eu astăzi. Știi, roțile astea sunt așa de simple. Nu prea plac alea care au chestia aici pe margini. E super, na, e puțin deranjant. Dar astea chiar sunt faine. Mișto. Mă aștept să primesc foarte multe rare. Și... că na, e... sau nu? Da. Ce am crezut că sti Titanium White? Da, e grei. Da, sunt faine oricum. Sau black? Boa, trebuie să verific. Chakra. Grei. Dar nu sunt urâte. Sunt chiar faine. da. Și că eu mă aștept să iau primez multe rare, dar văd că n-am primit decât un singur rar. What the fuck? Ok. Ok. Norocul meu? Ce se întâmplă? Ah, uite și un rar. Da, nu e interesant ăla. Și altul rar. Pearlescent Moth. Dacă un update așa scurt, n-am mai jucat în ultimul timp. Nu prea am avut chef de jucat Rocket League. În plus am rămas fără teammate. Cred că l-a aplicat. E de înțeles că... da. Sexy! Eu sunt prea praf, nu ajungem nicăieri. Da. Asta e, se mai întâmplă. Mai trebuie o pauză din când în când. Ce să zic? Am jucat ieri noul mod care l-au băgat ăștia în Rocket League. Mie-mi place. E interesant așa. Nu e mare lucru. Dar nu e competitiv și ia să intră care cum vrea și ai un pic nasol. Dacă era un competitiv ceva acolo, să nu poți să iasă nimic și să nu poți să iasă fiecare cum vrea. În fine, mă rog, e simplu, trebuie numai un pic aerial, e ca și cum ai un magnet acolo. Super, șmecher. Sare un pic cu ea în aer și apoi... hai, da, gol. Mai ales dacă ai... ești...
low MMR cum am eu și dacă ești punctaj mic și știi să faci un pic aeriale, e super simplu, îi faci pe toți. Da, zomba alea a mai avut 9 crate sau la 9 key și mai aveam 9 key și am deschis și mi-a dat white zomba și aproape că am plâns. Mă tot gândeam, bă, oare... Și cred că au fost singurele roți care n-am niciun mystery decal sau black market ceva. Dar au ieșit white zomba. Ce noroc poți să ai, acum câteva luni am deschis, am făcut white octane, după aia white zomba. Și chiar vreau eu white zomba, da? Cine s-a gândit? Hai mă că deschid eu acum 50 de creators și îmi dă white zomba. Aia e. Holy shit, uite-te la asta. What the heck's going on? Multe painted, multe painted. Dă-mi un galben. Funny book. Da, în 2v2 am mai jucat solo standard și solo, solo și solo sax. Am ajuns în Diamond 1, mai am puțin până la platin. Așa e dacă n-ai un teammate care să vorbești, să așa. Diamond 1, Divizia 3, ceva. Asta e? Da. Doar puțin să-mi dezactivez sunetul la telefon, că e enervant. Da. Hai mă, dă-mi un mesaj ridicat. Uite-te și tu. Bine, bă, dacă vrei să-mi dai painted, dă-mi niște white zomba iară, ha, n-ai tupeu. Da. Am început lucru acum la 1 iunie. La 1 iunie am făcut și 9 ani în Germania. Piciorul e ok. Mă mai doare din când în când așa, câteodată, dacă îl învârt sau îl mișc într-o poziție aiurea. Nu pot să stau pe genunchi însă, decât dacă iau ceva o suprafață moale. Da, e de înțeles, am căzut chiar pe rotulă. Holy shit, uite-te la astea cum arată, frate! Fuuu! Holy moly! Nice! Da, nu pot să calc să stau pe genunchi pe rotulă. E un pic deranjant și nu pot să-mi doi genunchiul foarte tare, știi, să-l aduc. Dacă e să stau, să nu pun presiune pe picior, atunci e ok, dar dacă... nu e ok, de fapt, dacă am presiune. Dar dacă nu pun presiune, pot să adun un pic piciorul așa. Și e ok cât de cât. Se vindecă oricum. Musculatura încă nu e formată 100%, dar... ajunge pe acolo, pe undeva. Nu. M-aș fi dus în fitness studio, dar mi-am făcut pauză, că deocamdată nu prea am voie să fac training. Ok. Ce tare. Da. Am făcut pauză la fitness studio, oricum nu mai duceam, m-am mai dus în ultimul timp. Nu pot să fug. E un pic deranjant încă. Da, acum asta e, ce să fac. Mi s-a întâmplat să cad, am căzut. Ghinionul meu, cred. M-a concediat de la lucru, dar nu sunt... E mai bine așa. Nu-i nimic.
aveam mai mult oricum dureri de cap, veneam cu dureri de cap, mă trezeam dimineața cu dureri de cap. Ca să te doară capul 2-3 zile e super nasol, iei medicamente și degeaba. Și mi-a ajuns stresul, am stat 4 ani jumate, aproape 5 ani. Mi-a ajuns. E mai bine așa, și-o găsi pe altul să se spele cu el pe cap. Am ajuns acum într-o firmă aici, nu e foarte aproape de mine, dar nici departe. Fac cam 20 de minute, de făceam 10 minute până acum la serviciul ăsta, înainte. Mă fac 20 de minute. Da. E ok, merg cu mașina. Nu, n-aș vrea să mai merg cu rollerul un timp acum, pentru că dacă mai cad odată e super nasol. Și oricum pot să stau pe el, cum se cade, așa că... Da. Hai mă, dă-mi ceva, mi se ridică, frate, uite. Dă-mi un black market și fă painted, că nu mă supăr, serios. O, trebuie să mă uit în gaură. Ah, prea târziu. John Sandman a descoperit că poți să te uiți în gaură. Oh, shit. Dacă te uiți în gaură, uite-te, shit. Păi, dar ce de painted? What the fuck? Double painted weekend, doar e marți astăzi. După ce deschid creator-urile astea, o să fac și trade-up. O să tai eu așa, stai, știi, nu o să fac prea lung video ăsta, că n-am. Ăstea-mi plac. Ăstea-mi plac. Foarte rare, foarte rare. Da. Hai, mă, dăm. Ua, știi ce mișto ar fi? La următorul crate, să-mi dea Bengar. Haide, haide cu bangerul! Oh. Ah, nu m-am uitat în gaură, shit. Look in the hole! Yeah, am luat o grămadă de colorate. Shit, look in the hole! Gaiden. Stianos. Alea le fac trade-up. Nope, astea nu-mi plac. Dacă nu-i painted, very rare sau exotic, nu-o să fai. Reaper. Am luat, mi se dedica. Păcat! Ah, mă, dăm ceva. Nu vrea. Import. Aoleo. Titanium white? Sau grey? Eu zic că-i titanium white după cum arată rama acolo. Cum naiba zicea? Nu mai știu cum zicea acum. Grey. N-aș mai. Băgăm la trade-up. Și ultimul crate, Mr. Ridical sau White Zomba? Mr. Ridical? Nu. Ar fi prea, chiar prea de tot. Da. Și alea au fost ultimele creatori, players choice, n-am luat cine știe ce, dar am luat niște, am deschis niște exotice. Hai să vedem. Și... Stai, o să... Players choice, ok.
Gator, ok. Asta nu-l fac. Painter oricum nu le folosesc, așa că... Fuck. Oh, un Dragon Lord. Și avem după aia încă un Dragon Lord. Ok. Chakra... Bun, așa. Să caut. Nu-mi pasă de astea colorate, că na, oricum le folosesc, cum am zis, și ia-mi bun așa. Ăsta-l păstrez, Saffron. Asta nu-mi pasă de el. Ia-mi. Orange. Neinteresant. Gaten, ok. Și mai am de încă un trade. Ha, mă, că te bag și pe tine. A, dar nu merge. Na, bine. Atât a fost cu astea. Gaten, astea nu prea pasă de ele, că nu... Suck, twins out. Și tot astea. Suck. Comet. Burn Siena, dar mai bine bag acrobat aici, că nu... Nu-i painted. Ok. Ai turtle ăla? Na. Nu-mi pasă de ăla. Zomba. N-aș... Da. Se pare că asta a fost. Mersi de vizionare. Hai, salut. Ceau, pa.